Dar mi-am dat seama că nu eu vorbesc. Da? Deci, în momentul în care încep să vorbesc, să știți că sunt doar mesajele care trec prin mine și trebuiau să ajungă la dumneavoastră. Foarte mulți mentori spirituali și foarte mulți coachi de dezvoltare personală etc. consideră că nu, cuvântul trebuie nu este un cuvânt potrivit. Și așa este. Viața de zi cu zi, nimic nu trebuie. Totul e la liber arbitru. Când vorbim despre divinitate și despre îngeri, chiar și în invocarea îngerilor există acest cuvânt și de aceea eu îl folosesc când spun că ceea ce trebuie să vă transmit în sensul că ce vine de sus și ajunge la dumneavoastră, da? Dar în viața voastră de zi cu zi, nimic nu trebuie, pentru că aveți liber arbitru și este doar decizia voastră dacă este da sau dacă este nu, dacă fac sau dacă nu fac, dacă mă implic sau nu mă implic, dacă iert sau nu iert, dacă mă pun în suferință sau aleg să fiu fericit. Este liber arbitru și bucurați-vă de acest liber arbitru, pentru că este o persoană care de la 21 decembrie nu mai are liber arbitru. Așa că bucurați-vă foarte mult de el, pentru că vă dă posibilitatea să evoluați. Liberul arbitru v-a fost lăsat pentru a vă duce sau nu la îndeplinire misiunea personală de viață. În funcție de deciziile pe care le luați, așa ajungeți să evoluați, să stagnați sau să involuați. Și acum hai să spun clar, să vă spun un mesaj pe care îl spun tuturor. Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu vă iubește foarte mult. Tot ce înseamnă divinitate pe voi ca spirite, pentru că voi sunteți spirite și ființe luminoase. Aici, pe pământ, e doar o experiență. Ați ales-o. Nu ne aducem aminte, e adevărat. Dar face parte din alegerea făcută, înainte să ne întrupăm. Nu ne aducem aminte că am vrut să avem viața asta, am vrut să avem întâmplările astea în viață, am vrut să trecem prin situațiile, unele extrem de dificile, pe care le-am ales cu bună știință. Sau liberul nostru arbitru ne-a dus către ele. Cel mai important este cum le depășiți. Dar Dumnezeu vă iubește și nu vă judecă.